Tatăl, pe Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Amin. Dacă până la această seară nu ați cunoscut dragostea lui Dumnezeu, în această seară nu o cunoașteți, puteți să o vedeți. Cine putea să facă o lucrare ca aceasta? Pe de altă parte, în cuvânt spune că dragostea lui Dumnezeu ne strânge. Și cred că planul lui Dumnezeu și hotărârea lui Dumnezeu și dumneavoastră trebuie să mulțumiți că Dumnezeu a ales locul acesta în care să-și proslăvească numele în seara aceasta. Nu știu din câte țări sunteți. Români, dar sunteți plecați. Dintre slujitori, fratele Vasile, Canada, Florin, Austria, Adrian, slujitor care slujesc pe Domnul viu în Italia, Cornel în Israel, eu și Nelu în Spania, Estera și bărbatul ei Nico în Spania, fratele Sidi la 80 de ani, unde e aici? 83 de ani, 82 de ani, din Hunedoara au venit. Aceasta a făcut-o Duhului Dumnezeu. Amin. Mi-a pus în inimă dorința la toți ca într-o seară ca aceasta să facem ceea ce au făcut oamenii lui Dumnezeu de-a lungul vremii. Dar ce au făcut oamenii lui Dumnezeu de-a lungul vremii? Întotdeauna când se întâlneau 2, 3, 5, 10, zideau un altar și pe acel altar aduceau jertfe Dumnezeului celui viu, care li s-a arătat, care i-a călăuzit, care le-a dat sănătate și care i-a binecuvântat. Slăvit să fie Domnul! Mă bucur să vă văd. Căci în fața ecranului v-am predicat destul, 2 ani mai bine. Și eu și fratele Hozan și Florin și alții. Avem bucuria ca în această dimineață să vă vedem cu ochii noștri și cum spunea apostolul, să mă răcoresc în mijlocul vostru și să ne bucurăm toți împreună de mântuirea pe care a dat-o Dumnezeu. Vreau să-ți aduc aminte de două lucruri și termin. Știi când te-a iubit Dumnezeu prima dată? Știi când te-a iubit? Când a trimis pe Domnul Iisus ca să moară pe Golgota pentru dumneata. Atunci te-a iubit. Și acum o întrebare, noi de câte ori l-am dezamăgit? Venim la casă de rugăciune, ne închinăm, Doamne, te iubim. După ce plecăm, până data viitoare. Haideți să nu fim așa de schimbători, ci să fim niște oameni tari, care știm de unde am venit, știm unde suntem în prezent și știm unde călătorim. Eu aș dori ca acolo sus în ceruri, Nicu, dragă, tu, familia ta și toți frații și surorile, aș vrea ca să ne întâlnim acolo. De 3 ceasuri am ajuns din Spania astăzi, eu și Nelu. Alții frații au venit mai târziu și luni dimineața la 6 plecăm înapoi. Dragostea lui Dumnezeu este ceea ce ne-a adunat și ne-a făcut ca să fim împreună. Slăviți să fie Domnul! Domnul să binecuvinteze toată adunarea și să toarne harul său și binecuvântările sale peste noi toți. Amin!